După ce Plahotniuc și Shore au fost supuși sancțiunilor de către Statele Unite și Marea Britanie, a venit rândul Uniunii Europene să-i sancționeze pe cei doi. Și nu numai pe ei, lista s-a completat cu alți doi clienți de aceeași teapă, Gheorghe Kafkaliuk și Marina Tauber. În urma deciziei de azi, persoanelor vizate, adică lui Ilan Shor, Vlad Plahotniuc, Gheorghe Kafkaliuk și Marinei Tauber, nu li se va permite circulația liberă în țările ce se vor alinia sancțiunilor, le vor fi blocate conturile în acele state și le vor fi sechestrate averile. Așadar, mai întâi au fost Statele Unite și Marea Britanie, acum celor două țări li s-au alăturat cele 27 de state membre ale Uniunii Europene, după care vor urma probabil cele 49 de state reprezentate la summitul Comunității Politice Europene de la Bulboacă. Ca după asta să nu mai existe niciun stat în lume unde ăștia patru să fie primiți. Printre persoanele supuse sancțiunilor de către Uniunea Europeană, pe lângă cei patru cetățeni moldoveni, a mai încăput și unul al Federației Ruse. Nimeni altul decât Yuri Chaika, amicul de hoții și nebunii al lui Dodon. Care Dodon, știți ce a făcut? A publicat pe pagina sa de Telegram comentariul acestui Chaika apropo de aflarea sa pe lista de sancțiuni. Мне глубоко плевать, зиче Чайка, на мелкотравчатые потуги дегенератов из ЕС, которые ввели против меня эти свои смешные санкции, как и их коллег по зоопарку из США. Cum vă place Dodon, cel care postează în jurăturile degeneratului Chaika? De fapt, nimic de mirare. Un degenerat postează opinia altui degenerat. Apropo de Kafkaliuk. Salutare tuturor. În ziua în care Uniunea Europeană îl supunea sancțiunilor, încă o țară îl mai alunga de pe teritoriul său. Mai bine zis, nu o țară, ci o rețea de socializare, și anume Facebook. Cont restricționat. Așa scrie acum pe fostul cont de Facebook al lui Kafkaliuk. Se pare că în curând îl vom vedea pe Jora Kafkaliuk acasă, dacă a fost alungat până și de pe Facebook.